Bună seara, bine m regăsit! Uh, ultima dată am uh, discutat despre sensul dacă nici Dumnezeu este mort. Aș vrea să discutăm acum o altă sintagmă care este foarte populară și este anonimă, oarecum mai mulți autori au folosit-o, dar e anonimă și anume Dumnezeu este mort în Europa, dar nu este mort în America. Și întrebarea pe care aș vrea să explorăm este dacă uh, ceea ce spune nici despre filozofia europeană și despre gândirea europeană în general, despre morală, etică, mă rog, toată gândirea socială a Europei pe care o conceptează într-o sindacmă, Dumnezeu este mort. Este sau nu valabil și pentru America? Dacă America a reușit să depășească această criză sau America dar și-a făcut iluzie? Și pentru asta aș vrea să vă să spun că în, în ambele sunt adevărate. Există multe iluzii pe care și le face America, dar în, într-un anumit sens America a reușit să, să evite criza valorilor europene. Și vreau să facem o analiză a religiei americane. Dar, dincolo de retorica destul de subțire a evanghelicilor, și dincolo și de postura radicală, foarte radicală, a liberalismului multicultural, care în general stăpânește academia și care este foarte relativist. Și a anumite forme de ateism foarte agresiv și umanism foarte agresiv postmodern. În principal, aș vrea să spun de la început că afirmația lui Dumnezeu este mort, înseamnă, de fapt, umanismul e mort. E o chestiune pe care, iarăși, mulți nu vor să vadă. În principal, există mulți umaniști care îl pe Nice. Dar, de fapt, ceea ce demonstrează Nice este că nu mai avem nicio bază pentru umanismul nostru. Și, ca atare, Trebuie să fie în căutarea unei, unei noi, noi filozofii. Însă, aș vrea să mă doctor, la America. Ce este religia americană, de fapt? Uh, religia părinților fondatori, deci nu mă refer la religia poporului american. Prima cu americanii este că au fost puritanii exclusivi și intoleranți, care n-au venit pentru libertate religioase, ci au venit ca să-și poată exercita utopiile lor puritane, intolerante o să vă dau un singur exemplu, în 1640 și ceva, cred, a fost executat, nu vreau să vorbesc despre procesul vrăjitoare, vă spun dinainte, vreau să vorbesc despre altceva. A fost executat în America, un, în, Connecticut, în Connecticut. a fost judecat, condamnat la moarte, prin mărturia a doi martori. Una dintre mărturii era propria lui mărturie, scoasă în condiții de intimidare și probabil tortură. Cealaltă mărturie a fost la unui Purcel. Da, sunt foarte serios. Asta s-a fost în America, în Connecticut. Și este de fapt un argument cât de bolnavă este cultura creștină americană. Deci, un om a fost condamnat la moarte, din cauza că avea un singur ochi. Și în Connecticut, el era servitor la un om și nu era un servitor foarte respectos. De exemplu, citea Biblia dacă ni se cerea. Poate și din cazul că avea un singur ochi, nu știu. Dar ce pe să cerea, nu citea de bunăvoie. Și omul avea un comportament destul de greu de uh, adaptabil în societate. Acum, dacă omul s-a scut cu un singur ochi, probabil că a fost ceva rău cu o mutație, a fost pe undeva ceva, fiindcă nu era chiar, ci avea un singur ochi uh, prin uh, congenial. Deci să ne cu un singur ochi, da? Și ce s-a întâmplat este că în gospodăria stăpânului Sfânt s-a născut un porc cu un singur ochi. Un purcel cu un singur ochi. O, rezultatul, ca să fac povestea scurtă, scroafa a fost tăiată cu sabia și l-a fost spânzurat. Pentru că a fost o dovadă că el a avut relație cu scroafa și având în vedere că uneori blasfemiase și nu citise Biblia destul de mult, nu erau nevoie de alte argumente. Asta dovedește cât de subțire este mitul puritanilor care au venit aici pentru a face... Un City on the Hill. De fapt, ei erau niște oameni foarte înguși și foarte intoleranți, dar uh, Constituția Americană nu este o emanație a puritanismului, este o emanație a iluminismului. așa numiți părinți fondatori erau niște iluminiști. Uh, este un mit că erau creștini. Nu erau creștini. În același timp ar, ar fi greșit să credem că ei nu erau foarte religioși în același timp. Deci Thomas Jefferson, care a, a reeditat Noul Testament. Trăim toate mâinile lui Isus din uh, Noul Testament și a făcut din Isus un filozof alături de Confucius și Socrate. Uh, Thomas Jefferson a fost un om extrem de religios, uh, care considera că religia trebuie să joace un rol esențial în societatea americană. Și același lucru a spus și Franklin și celălalt părinți fondatori, inclusiv Washington, care a conceput despre Dumnezeu. Mai întâi, ei erau adepții Dumnezeului despre care nici spune că e mort. Deci, și asta este un lucru foarte important, trebuie să stabilit la început. Erau adepții conceputului de Dumnezeu ca o piatră unghiulară care ține noțiunea de bine absolut și care explică Universul ca pe un ceasornic, care merge singur, bineînțeles. Dar fiecare piesă în ceasornic are un anumit scop și își să vezi scopul pentru care a fost pus acolo. Deci asta e concepția despre Dumnezeu al secolului XVIII. Este concepția deismului. Și deismul este, de fapt, concepția iluminismului anglosaxon, mă rog, și francez. Am spus la trecută că Revoluția franceză n-a fost ateistă, cum se spune, ce a fost mai degrabă deistă, ca și Revoluția americană. Dar în Franța existau și atei, cu adevărat, în Anglia. Iluminismul, excepționând Hobbes și Humes, dar iluminismul a avut voci puternice care susțineau o relație de toleranță între dei și religiile creștine. În timp ce francezii au fost în război cu Biserica Catolică în timpul Revoluției. De americane au, fost, au avut o poziție diferită și o să mă refer la o, 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 imagine care este foarte bine cunoscută, The piramida cu ochiul. sunt multe teorii ale conspirației. Nu vreau să spun o teorie a conspirației. Vreau să spun că este o interpretare personală a piramidei Cochiu, pe care o văd foarte bine a religia Și acum știți, piramida ochiul, vârful piramidei Cochiu, este despărțit de, de restul piramidei. Um, am putea spune că, într-un anumit sens, uh, ochiul reprezintă concepția despre Dumnezeu a părinților fondatori. pe când piramida reprezintă un conglomerat de religii, uh, față, pentru că nu există nicio preferință. Uh, Părinții fondatori nu sunt creștini și nu vor ca America să fie o țară creștină. Ei consideră că nu există revelație decât prin natură și prin rațiune. Așa că Dumnezeu la care se închină ei este un Dumnezeu cunoscut prin, prin rațiune, prin filozofică sau prin contemplație științifică a lumii la nivelul secolului XVIII, când nimic nu părea să se schimbe în Univers. Nu, sunt, nu cred în revelație. Iisus este un filozof. Dar și nu este Fiul lui Dumnezeu și nu este niciun profet. Crește, cred că există un singur Dumnezeu, dacă vreți, ochiul de pe piramidă, care uh, are o providență. Providența aceasta însă este tot văzut tot ca un ceas. Un ceas care tică înainte. Nu, nu, ca o intervenție activă a lui Dumnezeu în istorie. America este o apariție providențială, dar nu intervenția lui Dumnezeu. Uh, și Uh, aici este ceva foarte interesant. Există două religii care au apel la părinții fondatori. Una ar fi iudaismul, pentru că iudaismul este anti sau netrinitarian. Deci, uh, părinții fondatori consideră trinitarianismul prostie și creștinismul su maselor o superstiție. Așa că credința, pentru ei, iudaismul este mai apropiat. și de credință adevărată, pentru că iudaismul are în centru legea. Și legea însemnează binele absolut, răul absolut, nu există loc de negociere cu privire la o poruncă din decalog. Deci, iudaismul se pare mai aproape, dar problema cu iudaismul este că iudaismul este etnocentric. Și într-o câtva americane se consideră o națiune și le place să o compare cu Israelul și încurajează populația lui să, să se compare cu Israelul. Dar în același timp ei sunt universaliști nu cred, uh, este că americanii nu cred că te naști. te naști american. Da, te naști ca cetățean american. Dar ei cred că America, a fi american este ceva ce ține în primul de mentalitate. Așa că cealaltă religie care are un apărare este islamul. Și religia pe care a venit cel mai multe lumini și a fost islamul. Asta pare un lucru foarte straniu pentru noi astăzi. Dar să nu uităm că islamul era în declin ca forță și ei priveau cu admirație la renașterea medievală islamică, când islamicii au avut interes pentru algebră și filozofie și știință, pe când europe, europenii erau bigoți și au pus această renaștere a islamului pe seama faptul că islamul nu a avut dogmele creștine și nu a fost trinitariană. Așa că pe undeva uh, islamul este o religie universală care acceptă pe oricine și are niște principii etice și un sistem de închinare foarte simplu. Uh, Lăsând la o parte șaria și Coranul și așa mai departe, e în în, în, în revelație. Dar islamul se pare mult mai aproape de o religie. Plus că islamul este o religie politică și este o religie militantă, o religie a războiului. Și uh, islamul este mult mai atrăgător pentru părinții fondatori decât America, dec decât creștinismul. Uh, și de aici este o istorie veche a Americii, uh, care începe în 1798 când America a fost în război cu Marocu și pentru prima oară în cele două cazuri a bombat Tripoli. Uh, uh, americanii le-au spus uh, uh, piraților islamici din Africa, de Nord, uh, America nu este niciun caz păstă pe religia creștină. America nu are nimic împotriva Islamului. Noi nu suntem cruciați. Uh, această alianță, uh, ideea unei religii uh, politice, uh, simple și uh, foarte inclusiviste, cum a fost islamul. A, a continuat ca o iluzie, să zic, în politica americană anilor 80 și chiar anilor 90 și chiar și odată cu invazia Irakului și am putea spune că încă continuă. Ce, ce, putem spune despre celelalte religii? Părinții fondatori care sunt în ochiul piramidei acceptă ideea că celelalte toate religiile sunt bune. Toate te duc la Dumnezeu, toate te lucruri bune. Dar este faptul că am cred în revelație. Cred că Isus e Fiul lui Dumnezeu. Cred în Trinitate. Cred în supranatural. Este o chestie de superstiție. Însă ei acceptă că masele nu pot să înțeleagă filozofia lor. Așa că folosesc o retorică înșelătoare. Ei vorbesc un limba, folosesc un limbaj biblic și creștin. Uh, uh, pentru că ei înțeleg și tolerează orice formă de religie. Mă rog, oamenii din popor au nevoie de religie. Nu oricine poate fi un filozof. Dar ei sunt niște filozofi. Și acum hai să plecăm, mergem de aici, de, de la această idee. Să mergem la declarația de independență. Uh, uh, noi luăm aceste adevăruri ca de la sine înțeles. Că Dumnezeu a dat oricărui om dreptul la viață, libertate și căutarea fericirii. Uh, dacă aș știți ceva despre Republica lui Platon, știți că Platon a propus ca Republica lui să fie de filozofii. Și de ce filozofii? Pentru că filozofii pot să vadă adevărul veșnice, idei, idei veșnice. Pe când omul nu le poate face. Așa că filozoful care contemplă idei, care vede ideile, însă și cuvântul idee vine de la a vedea, da? care vede idei, filozoful le poate să instruiască legislatorii și conducătorii militari și administratorii cum să conducă societatea după aceste idei veșnice de dreptate și bine? Prima e că du întors. Pentru că, pe de o parte, implică o eliberare a, să zic, de capricii politice, de voința de putere și o idee de a, de a relaționa totul la o idee de dreptate și de bine absolut, care, așa cum spunea Jacques Derrida, este un fel de fantomă care încă ne vorbește în timpul noastră relativiste. Dar, ca fantoma lui Hamlet, da? Dar uh, în același timp uh, este foarte ușor să ajungi la dogmatism și să ajungi la o încreminere a societății. Pentru că, care este problema? Noi vedem de, ca ceva de la sine înțeles, ceva, într-un anumit timp și într-un anumit loc. Și în alt timp și alt loc nu vedem ca ceva de la sine înțeles. Același lucru. Noi vedem de la sine înțeles. Un, uh, există o carte al lui Victor Hugo mai puțin faimoase decât mizerabile, dar pe undeva mult mai bună decât mizerabile. Numită 97. E ultima, ultimului roman. Și e destul de scurt, destul de sumar. Se petrece în timpul Revoluției Franceze. Și este interesant că, deci, o, un batalion al Revoluției Franceze merge pe undeva prin uh, nordul Franței, într-o provincie și găsește acolo o femeie cu trei copii dormind într-o scorbură. Așa că... Uh, comandatul batalionului începe să o interogeze pe femeie și o întreabă cine ești și uh, ce opinii politice ai. Ești cetățean sau ești dușman al Republicii? Femeia nu înțelege sensul. Apoi continuă să o întrebe spune ceva de familia ta și ea spune bunicul meu a fost trimis la galere pe toată viața lui pentru că a uh, fost hugenot și preotul l-a trimis la galere. Fratele meu a fost spânzurat de rege, de nu mai știu ce motiv politic, crime de la ex maestate. Tatăl meu a fost bătut cu 100 de bice de senior pentru că a vânat un iepure. Dar a fost un act de, de bunătate, de milă din partea seniorului, pentru că vânarea unui iepure ca braconaj era pedepsită cu moartea. Dar seniorul a fost dispus să-l ierte și să fie pedepsit doar cu 100 de bice. După care tata a rămas a rămas un infirm toată viața. Și uh, soțul meu uh, a murit luptând în războiul civil. Și l-a întrebat uh, și pentru cine lupt, luptă familia ta, pentru cine a murit soțul tău, pentru cine a murit luptând soțul tău, pentru cine luptați voi. Și a spus, bineînțeles, pentru rege, pentru Dumnezeu, pentru biserică și pentru senior, pentru nobil. Uh, un grenadier, acum, duce femeia asta nu întreagă la minte, adică familia ei practic a fost distrusă de rege, de biserică, de nobil și ei luptă împotriva Revoluției pentru nobil și așa mai departe. Problema este, Victor Hugo, cu foarte multă intuiție, uh, uh, vede aici, femeia nu putea să vadă lucrurile altfel. Ea vedea de la sine înțeles că seniorul a fost milos când în loc să-l spânzure pe tatăl, i-a dat o sută de bice, fiindcă a vânat un iepure. Vedea de la sine înțeles că bunicului lui merita să meargă la galere pe viață, fiindcă a părăsit religia catolică. Vedea de la sine înțeles că regele are drept divin. Așa că adevăr de la sine înțeles, pot să, adevărul care pot părea veșnice, cel care vede de la sine înțeles, de fapt pot să fie produs în un, 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 unui proces istoric. E un de care, începând cu Hegel, și deși Hegel a păstrat ideea de adevăr total, de adevăr veșnic, dar mai departe, Marx și ceilalți au înțeles, și Nietzsche, spuneam, și alții, au înțeles faptul că, de fapt, ceea ce apare de la sine înțeles pentru o generație este produsul unei epoci istorice. Nu este neapărat un adevăr veșnic în mintea lui Dumnezeu. Omul consider, un, un musulman, de exemplu, îi se pare de la sine înțeles că femeia trebuie subordonată și trebuie mutilată chiar. De la sine înțeles că femeia nu trebuie să subordonată niciun pic de bucățică de, de piele. Unui apostar se pare de la sine înțeles că femeia are drepturi asupra corpului ei și poate să arate ce vrea și pentru asta nu trebuie să o violezi. Unui, unui uh, evanghelic american îi se pare de la sine înțeles că uh, să zic femeia nu are dreptul să facă un avort pentru că asta este atentarea dreptului la viața la copilului, pe când o, o, o femeie educată secular, așa că e de la bine înțeles că ea nu poate fi obligată să fie gravite împotriva voinței ei. Problema este că ceea ce pare de la sine înțeles, pare de la sine înțeles din cauza unui, unui, unui un, din cauza că e un produs istoric. Acum, aș vrea să spun că aici fac o paranteză, există două extreme. O extremă este cea adevărul absolute veșnice și cealaltă extremă este cea a relativismului total. Soluția pe care a propus-o Hegel, la începutul uh, secolului XIX și spre care se pare că vrea să se întoarcă filozoful Slavon Zizek acum, uh, este aceea că, de fapt, aceste, uh, acest adevăr relativ istoric este parte dintr-un adevăr absolut și că istoria merge de la adevăr relativ la adevăr total, merge de la particular la universal. Așa că uh, ideea este, nu sunt adevărul universal de la sine înțeles nicio generație, dar mergem spre adevărul universal, spre adevărul veșnic. E o idee care mi se pare că e o soluție foarte bună. Însă, în America, lucrurile au fost văzute așa. Deci, în America, avem două, 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 la ora actuală, două partide. La fel de extremiste. Și, în același timp, există o poziție sănătoasă la mijloc despre religie. Una este cea a fondatori. Noi vedem acest lucru ca fiind veșnice. Și de este că Constituția Americană și, mă rog, Bill of Rights este expresia unor idei veșnice, unor idealuri veșnice, neschimbătoare. Reciproca acestei credințe este aceea că tot ceea ce n-a fost cuprins în Constituție și în Bill of Rights la început, mă rog, Bill of Rights n-a fost la început, există dubii cu la Bill of Rights, da? Dar Constituția apare ca un fenomen veșnic, ca un fenomen nealterat. Uh, uh, Antonin Scalia, de exemplu, cel mai conservator și mai catolic și, bineînțeles, Opus Dei, uh, justițiar din Curtea Supremă Americană, uh, a folosit această metaforă a Constituției Moarte. Uh, și ideea este opusă Constituției Vii. Uh, liberalii susțin ideea Constituției Vii, Constituție care se schimbă și crește odată cu noi. O idee, zic eu, hegeleană pe când Antonin Scalia susține o idee platonică. Uh, Constituția e moartă, litera e moartă, pentru că ceea ce e viu e un adevăr veșnic, pe care Constituția îl reflectă în mod perfect. Nu e ce să mai schimbe acolo. Și atunci, de exemplu, dacă cineva discută, să zic, în America, la data aceasta, și aș vrea să spun, nu vreau să fac aici o dezbatere politică, dar vreau să explic uh, dimensiunea religioasă a unui fenomen. Uh, dacă cineva discută despre, zic, dreptul la asistență medicală sau dreptul la salariu minim sau dreptul la locuință. Vrem a făcut că așa se face parte din drepturile naturale date de creator. Dar de nu știm care sunt drepturile naturale date de creator. Păi normal că le știm de, de la, din Constituție. Și bineînțeles că Constituția le știe, fiindcă noi suntem o republică de filozofi și filozofii noștri, Mr. Mm. Jefferson și Quincy Adams și Benjamin uh, uh, Franklin și așa mai departe. Și mai preț dumneavoastră, uh, 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 părinții noștri fondatori, trebuie să o despre destul de dubios, părinții noștri fondatori au văzut adevărurile veșnice. Noi vedem acest lucru de adevăr ca de la sine înțeles. E de la sine înțeles că acestea sunt inalienabile, sunt veșnice. Celelalte sunt alienabile, sunt temporare, sunt istorice și uh, nu există un drept ina uh, veșnic inalienabil la, să zic, egalitate rasială sau uh, sărare egală între bărbați și femei și așa mai departe. Acum, uh, ceea ce este interesant în America, este așa cum am spus, că acești părinți fondatori uh, s-au văzut pe ei înșiși ca niște filozofi platonici deasupra superficiei maselor, Înțeleg că religia e bună. Și că Dumnezeu este cel care garantează aceste drepturi. Un Dumnezeu care nu este caz Dumnezeu biblic, dar pe care el prin, ei, prin rațiune, prin contemplație filozofică, îl înțeleg. A? Acest Dumnezeu, veșnic, înțeles filozofic, garantează niște drepturi veșnice și nu garantează alte drepturi veșnice, dar acest Dumnezeu este bază, e piatra unghiulară, e vârful piramidei, dacă vreți că vârful este piatra angulară, are și un ochi, vede totul, este providența care supraveghează totul. Acest Dumnezeu nu poate fi înțeles la nivel filozofic de masa credincioșilor. Și aceștia stora, trebuie să le vorbească într-un limbaj pe care îl înțeleg. Și acesta este limbajul teologiei creștine. Așa că ei sunt echidistanți față de religii. Orice religie este binevenită poate să fie budistă, poate să fie islamic, poate să fie chiar și ateu, dar ateu este doar un tolerat. Este tolerat fiindcă America e tolerantă, dar nu este reprezentativ. Poate să fie iudeu, poate să fie baptist, metodist, prezbiterian, mormon, adventist de ziua șaptea, orice. Este o grădiniță în care religiile se joacă sub supravegherea sub supraveghere filozofică. Aceștia nu înțeleg decât limbajul limbajul teologiei creștine. Așa că lor se spune că, de fapt, Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul creștin, pentru că acesta e Dumnezeu cum înțeleg ei, mă rog, alții înțeleg pe Dumnezeu ca da? Dar marea majoritate creștină. Dumnezeul creștin. De nu se spune că Dumnezeu, prințul Fondator, este Dumnezeu iluminismului. Dumnezeul iluminismului. Dumnezeu creștin este cel care garantează aceste drepturi și este cel care nu garantează alte drepturi. Și în acest fel, foarte ușor, religia în America devine un argumentul status quo. Pentru că, între noi fie vorba, Biblia nu are cum să garanteze drepturi care, care nu le venise timpul, la vremea când Biblia a fost scrisă. Biblia nu are cum să fie împotriva sclaviei pentru timpul când a fost scrisă așa ceva de neconceput. Biblia nu poate fi pentru, ele, pentru egalitate între toți oamenii, între sexe, de exemplu. Biblia nu poate să, să fie împotriva să-ți bat sclavul, ca să dau un simplu exemplu. Biblia nici măcar nu poate să fie pentru egalitate împotriva rasismului, când evrei sunt priviți ca o rasă inferioară, ce să teatul ăla în prejur, da? Deci, sau anumite uh, popoare trebuie exterminate cu totul, pentru că mă rog, n-au o, o legitimitate patriarchală și stau în care evreilor. E, deci aceste e, Biblia este o carte care, e, din punct de vedere al drepturilor om umane, nu depășește timpul care v-a scrisă. Ceea ce oferă Biblia este altceva. Și aș vrea să pe Pavel aici. În Hristos nu există bărbat și femeie, sclav și stăpână. E, iudeu și grec și așa mai departe. Dar Pavel nu face această afirmație ca, ca, pe o top, ca, ca să fie o bază unei utopii sociale. Pavel nu construiește utopii. În lumea reală, femeia trebuie să se acopere, trebuie să asculte bărbatul, sclavul trebuie să asculte stăpânul, pentru că Pavel înțelege că există o, o dimensiune, să zic o, o, o a, a cincea dimensiune, dacă vreți, pe lângă cele patru în care ne trăim în existența noastră, cele trei spațiale și timpul și la cincea dimensiune în Hristos, care de, de, nu, nu ține de lumea aceasta. Așa că folos să folosești Biblia ca, ca un vehicul pentru drepturile civile este la fel de naiv cu a folosi Coranul sau șarea ca un vehicul pentru drepturile civile. Însă, ferește că părinții fondatori au această noțiune de drepturi inalienabile și veșnice, pe bază filozofică, nu biblică, dar... Dumnezeul lor trebuie tradus în termenii teologiei creștine ca să fie uh, înțeles de masă. Și de aici o, marea confuzie care există și care pe mulți uimește cum se face că evanghelicii americani sunt de dreapta. Mă rog, creștinismul, prin natural, e de stânga. Și vreau să spun că creștinismul, dacă există un adevăr despre creștinism, este cel formulat de Nice. Creștinismul este religia sclavilor. În niciun caz, religia stăpânilor. Da? Este o religie egalitariană, în principiu. Uh, acceptând lumea neschimbată în afara bisericii, creștinismul nu -a, a avut niciodată să facă o revoluție. În biserică există o uh, egalitate perfectă. Uh, creștinismul este o religie care uh, disprețuiește orice formă de putere și mărire lumească. Uh, dar uh, paradoxul acesta american are loc din cauza uh, acestei comunicări între o, o filozofie iluministă platonică, ținut oarecum deghizată. Elita americană nu este creștină. Și vreau să spun că spun elita americană înțeleg și cei care fac cel mai mult caz de creștinism. Scoar fi familia Bush, de exemplu. Și de ce nu? Nu știu dacă vă amintiți cartea lui Doug Bachelor, The Richest Caveman, în care el povestește cum, fiind din elită, fiul unui miliardar, a fost trimis la o școală care era un cruz, care mergea în jurul lumii. E, mă rog, un vis care nu și-ar visat în copilărie să aibă asemenea școală, ca să fie un cruz, să meargă în jurul lumii. Și e, un lucru, Bacel fiind un, un răzvrătit, nu s-a integrat în program. Și un lucru interesant este că Bacel ne povestește că el a devenit credincios în Dumnezeu ca reacție la educația că de pe acel cruz. Pentru că toți copiii din elita americană, toți uh, viitorii politicieni și oameni de afaceri și Conducător militar din America, din copilării erau îndoctrinați în ateism. Nu nici măcar în deismul părinților fondator, ci pur și simplu în ateism. Probabil că filozofia, uh, filozofia reală este darwinismul social și în mare măsură Friedrich Nietzsche, de care vor, am vorbit data trecută. Uh, uh, Voința de putere ca fiind motivația supremă a oricărei acțiuni în viață. Uh, uh, și asta are despre, uh, uh, ceva foarte mult despre spiritul americană. America, americană este nu mai este deistă, fiindcă deismul este mort ca filozofie. E nicețeană și e darministă socială și este ateistă, dar încă folosește, dar crede în mod machiavelic că religia este necesară pentru proști ca noi și fără religie societatea suge de râpă. Deci, societatea americană, chiar cei care nu cred în Dumnezeu, cred în religie în America. Cred în credința în Dumnezeu. Este opusul afirmației lunice despre Europa. Că credința în Dumnezeu este incredibilă, din potrivă, credința în. cum ar fi, nici ar vrea să spună că credința în credință nu mai există în Europa, credința în credință este foarte puternică în, în America. Acum aș vrea să spun un alt aspect al, 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 al Americii, care mi se pare foarte, foarte pozitiv. Ce se întâmplă? Confruntați, deci, elita americană fiind deistă președintele american care probabil a fost uh, considerat cel mai mare în istoria Americii, cel puțin de unii, și care probabil că a fost cel mai în conflict cu această filozofie iluministă, uh, teologică iluministă americană, a fost Abraham Lincoln. Și de ce spun aceasta? Uh, uh, în timpul războiului de ce secesiune, ideea era de partea Nordului, că războiul este făcut pentru păstrarea Uniunii nu pentru liberarea sclavilor. Nimeni nu vedea eliberarea sclavilor o cauză pentru care să mor. Ok, o să fie foarte clar. Americanii înțelegeau că libertatea este o cauză pentru care merită să mori. Libertatea ta, libertatea poporului tău. Filozofia americană era că natura este ceva ce nu se schimbă și că așa cum Dumnezeu a dat omului, omului alb dreptul la cutarea fericirii, în libertate, a dat omului negru dreptul la cotarea fericirii în robie. Deci, cu alte cuvinte, când părinții fondatori spun că orice om are dreptul la viață, libertate și cotarea fericirii, ei nu înțeleg, bineînțeles că copiii trebuie lăsați de cap lor sau femeile trebuie lăsate să voteze. Bineînțeles că ca să fie liber trebuie să ai un grad de maturitate. Și omul negru este un copil. Eu sunt sălbatic, e un copil la naturii. El nu pare să trăiască liber, dar el trebuie ajutat să-și găsească fericirea de un stăpân bun. Așa că nimeni nu se gândea în America la, la eliberarea sclavilor. Foarte interesant că Lincoln, când dă proclamația de emancipare în 1863, aduce un argument biblic oarecum, sau pseudo-biblic. De fapt, el face același lucru ca și părinții fondatori. El folosește limbajul biblic ca să transmită o idee filozofică. Și care este ideea lui Lincoln? El spune că Dumnezeu ne-a vorbit. Ne-a vorbit prin război. Și prin război Dumnezeu ne-a arătat că vrea, vrea, vrea să liberăm sclavii. Scurt. Deci nu e un adevăr veșnic, e un adevăr istoric. Un adevăr care a fost revelat în 1863, în urma bătăliei de la Gettysburg. L-a înțeles Lincoln că Dumnezeu vrea să eliberăm sclavii. Un adevăr care, ca și pe vremea profesorului Israel, și Iuda a venit cu sânge și cu sabie, plus adăugări moderne, cum ar fi praful de pușcă și ghileaua, sau mitraliera. Așa că Lincoln, de fapt, folosește un argument care, pe care în Europa l-a numit hegelian, anume că există un adevăr istoric și un adevăr veșnic, după care trebuie să ne urmăm, un zeitgeist, cum spunea Hegel. Și uh, aici este uh, o idee, o credință într-un adevăr total, într adevăr absolut, spre care înaintăm. Dar, de fapt, uh, înaintarea aceasta se face prin o limitate a adevărului și dreptății. Numai că se vede de Europa unde această idee se discutată filozofic. Dumnezeu este încă viu în America. În sensul că în, în America ideea este transmisă profetic. Lucru care a făcut și Martin Luther King mai departe. Și avem ca atare, este ca și conflictul între Noul și Vechiul Testament în America. Avem de a face, de fapt, între un conflict filozofic, între o filozofie dialectică și una platonică adevărul neschimbate, amândouă însă crezând un adevăr absolut, undeva la sfârșitul istoriei, care apare în, în, în creștinism ca un conflict între într-o teologie bazată pe Vechiul Testament. Și vreau să spun această teologie bazată pe Vechiul Testament, nu o la adventiști, ci o la, la evanghelici, în primul rând. O filozofie politică bazată pe Vechiul Testament și o filozofie bazată pe Noul Testament. Acea adevărul revelat treptat în istorie, sau dacă vreți, o filozofie bazată pe, profe pe profeții Vechiului Testament, care uh, au venit cu această idee a adevărului care te împinge înainte. Acum aș vrea să încheie făcând un mic comentariu. Am spus că sunt, mă declar creștin din acest punct de vedere. Uh, și mi se pare că, într-un anumit sens, în America Dumnezeu, mă zviu, întrucât uh, chiar și dialectica hegeliană a fost încorporată într-o idee profetică. Eh, mă declar și un adventist. De ce mă declar adventist? Adventismul a avut ceva extraordinar. A avut ceva extraordinar, pe care aș vrea să reînviem și sper că nu-i mor cu totul, dar cu siguranță că este în condiție critică. Noțiunea de adevăr prezent. Ce a fost diferit la adventism de alte religii în secolul XIX? Nu chiar cu totul radical diferit, dar... Adventismul a fost numai radical în, în privința aceasta decât alte religii. se uh, de adevăr prezent. Și ce nu se de adevăr prezent? Dacă uh, privim la Adventismul de ziua șaptea, prima jumătate, să zic până prin 1870-1880, să zicem până prin 1888, să luăm când se Minneapolis. Exista o diferență între adevăr prezent și ceea ce Leroy Frum numește Eternal Verities, Veritățile Eterne. Mă rog, adevărurile eterne. Prin adevărurile eterne, înțelegem documele catolice, prin Catolic, Romano-Catolic, ci universală, da? Ortodoxia creștină, dacă vreți, adică Trinitate, nașterea din nou, îndreptățirea prin credință. Frum observă în cartea Movement of Destiny că aceste adevăruri eterne erau opționale în adventismul timpuriu. Cine nu trebuia să creadă în Trinitate, Cine nu trebuie să creadă în nașterea din nou, Cine nu trebuia să creadă în, să zic, în, în prin credință. Dar lucrurile care erau, să zic, nu mandatorii, dar care implicau un consens clar în biserică, era așa numit adevăr prezent. Adică, sabatul versus duminică, ideea că sufletul nu e nemuritor și sanctuarul. Judicat de cercetare. Uh, uh, Frum consideră aceasta o limită. Pentru că mentalitatea la ora actuală este că cele mai importante adevăruri în creștinism sunt ceea ce le considerate axiomatice: Trinitatea, uh, Immaculata, mă rog, concept nașterea din fecioară, uh, nașterea din nou, să zic, creșterea prin credință, iar uh, adevărurile prezente. Sunt oricum considerate că esențialul noastre sunt denominaționale, dar uh, cel mai important este să crezi în Trinitate, să crezi în uh, ineranța scripturii, să crezi în uh, nașterea. Adică uh, să fii un evanghelic sau un catolic adventist și după aceea un adventist. Uh, creștinismul nu este văzut aici ca ceea ce e creștinismul în esență. Și o esență care a fost pierdută, se pare, de la Constantin și la care m-a referit câteva minute mai înainte. Așa că eu pun întrebarea. Nu cumva ceea ce noi considerăm că ar fi fost un progres, a fost dat un regres. Și vă spun sincer, cine, eu sunt adeptul, trinit, înțeleg teologia trinitariană și sunt adeptul ei. Dar în același timp sunt convins că de fapt nu o înțeleg cu adevărat și că cei mai mulți nu înțeleg, în afară de faptul că spun pe din afară niște hotărâri al unor concilii bisericești, nu înțeleg cât uși de puțin e, e, raționamentul în spatele Trinității din cauza că e un model de gândire care ne depășește complet. Și n-ar de face nici cu Biblia, nici cu creștinismul, ci cu filozofia greacă e, în, în, secolul V. După, după aceea, cine poate demonstra, de exemplu, că nașterea din nou nu este altceva decât un fel de autosugestie? să zic. Uh, anumite lucruri care sunt cuvântate axiomatice nu pot fi demonstrate. Și când spun aceasta, că nu pot fi demonstrate, nu spun că nu sunt adevărate. Dar uh, cineva care spune, a, oh, păi stai că tu, de exemplu, uh, te după sora și nu te după Biblie. Ca și cum ai putea demonstra undeva că Biblia adevărată, sora nu e adevărată. Nu poți demonstra că Biblia e adevărată. Uh, oh, stai puțin că voi nici măcar nu ați în Trinitate. Și care e problema? Poți demonstra că Trinitatea e adevărată? Nici nu înțelegi Trinitatea când spui aceasta. Uh, uh, sau când se vorbește de mult despre Isus, într-un mod care nu s-a vorbit în Biserica Primară. Despre, despre Isus ca despre ceva foarte, foarte emoțional, pe care nu-l întrezi la Pavel. Nu am nimic împotriva la tot toate aceste lucruri. Ceea ce spun este că este foarte clar că uh, noțiunea de adevăr prezent a văzut ca argument în favoarea adevărului ceva istoric, ceva ce putea fi văzut și înțeles toată lumea. De exemplu, iau problema sabatului și problema nemurii sufletului, două probleme care pentru mine sunt foarte importante. Problema sabatului, uh, Elena, de exemplu, spune, sigur că sabatul n-a fost, nu trebuia să ți fie păzit până la 1844. Și n-a fost o condiție de mântuire până la 1844. Foarte mulți adverici nu sunt familiari cu acest raționament, pentru că ei zic că e porunca veșnică a lui Dumnezeu. Dar el nu mai spune, da, pentru că în contextul în care Duminica este impusă ca sabat, atunci adevărul despre sabat devine important și relevant din punct de vedere istoric. Este, de fapt, argumentul ei, poate folosi timpul nostru ca un argument, că accentuelul pe care s-a pus pe sabat în prima jumătate a secolului XIX nu și mai are loc acum, întrucât, în general, Duminica este privită cu destulă, destul de relaxată de cei mai mulți americani. O altă problemă, problema nemuririi sufletului. Uh, argumentul principal uh, potriva ideii nemuririi sufletului era teolo teologia iadului, concepția despre iad, care era folosit ca argumentul foarte în a aduce sufletele în biserică în secolul XIX și devenea foarte important să spui că sufletul nu e nemuritor pentru că omul să nu se mai teamă de, de iad. Acum mai există un argument în favoarea împotriva nemuririi sufletului și acesta pentru mine este mai important chiar decât iadul. Într-un timp în care evanghelii încep să se îndoiască de iad, din cauza influenței umanismului, bineînțeles. Și argumentul acesta este științific. Practic, noi știm prea multe despre creier, ca să credem că există suflet. Și în același timp înțelegem că subiectul uman nu este un suflet veșnic, ci mai degrabă ceva determinat biologic și social-istoric. Și Lucrul acesta ne duce spre adevăr prezent, mai rapid decât spre adevăr veșnic. Și uh, spunând aceasta, în același timp recunosc că uh, apelez la argumente foarte materialiste, metodologic, care pe mulți ar vedea și ar tulbura, pentru că lor le place totul să creadă că există un suflet uh, veșnic, de când se nasc ei, se nasc cu sufletul la veșnic, și până la moarte, și că nu sunt uh, în niciun caz uh, interacțiunea unor forțe fiziologice și unor, unor procese în creier Însă, merg mai departe Dincolo de acest adevăr istoric Recunoaștem că există un adevăr total Și dorința de ceva total, ceva universal Spre care mergem înainte Dorința de Dumnezeu, dacă vreți să spunem așa Așa că asta face Oarecum ca ceea ce nici Spune despre Europa, Dumnezeu este mort Să nu fie cu totul adevărat în America Deși o problemă pe care nu înțeleg Totuși mulți americani este alta și această problemă care vreau să o amintesc de data asta cu adevărat în încheiere este faptul că argumentul din design care a fost introdus în gândirea teologică anglosaxonă de William Paley uh, sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX ca un argument, uh, argumentul din perfecțiune, ca zic așa, ca un argument anti-evoluționist, împotriva evoluționistului la marchean, primitiv, care niciun caz nu este Darwin. Revoluționismul neștiințific din secolul XVIII. Argumentul de design este un argument care nu mai are nicio putere în timpul nostru. Și că uh, când spun că Universul poate fi explicat fără Dumnezeu, eu nu spun că credința în Dumnezeu dispare, ci vreau să spun că uh, Dumnezeu nu este o ipoteză științifică, așa cum nu este o ipoteză filozofică, în felul cum a fost înțeles înainte. Sub acest aspect, nici are dreptate și dacă americanii nu văd acest lucru, plătesc deja. În sensul că se ridică argumente ultra-relativiste, nihiliste, cărora nu sunt pregătiți să le facă față. Vă mulțumesc și ne revedem data viitoare. La revedere!